Hai să vă dau un candidat, să vedeți și noastră, un candidat la prezidențial cu care țineți și de care a spus că o Nu să țin, iasă. nu țin cu nimeni. Vorba vine cu ghilimele. Dă-l cu munții, nu știu, cu, dă-l pe candidatul, te rog. Mulțumesc. Ia. La Buzău, munții Carpați, în drumul lor de la nord la sud, cât se poate de natural și sugestiv, au luat-o spre vest. M-am vrut să dau și eu. Ce să facă săracul? Dom'le, stați un pic, e candidatul dumneavoastră la prezidențial. E candidatul. Bine, hai să facem o prognoză pentru prezidențiale, da? Da. Zic eu primul? Zii tu, că știu că o să nu o să spui ca lumea. Zii. Ce? Zii tu. Nu o să spun ca lumea? Zim tu. Ziceți dumneavoastră, nu mai zic. Nu mai zic tu, mă fi. Bine, eu zic așa. Bine, zic eu primul. Zii. Și după aia facem și la capitală și lăsăm aici și dăm filmulețul după aia. Da. Deci la prezidențiale, da? Da. La prezidențiale vor candida Joana. Da? Da. Simion cu semnul întrebării, dar la cum îl văd nu cred că are prea mari șanse. Și Ciucă. Că nu poate să vină Dita Mai Alianța să spună că nu are candidat. Nici să vină să spună că îl sprijină, da? Da. Cine intră în turul 2? Joana. Și cu Ciucă. Și cu Ciucă. Da. Cine câștigă? Ciucă. Joana. E bine. Bun, gata, oamenii văd și punem caseta în septembrie. În septembrie care? Ideea ar fi că la Joana s-ar duce PSD-iști în turul 2. Bă, e normal că s-ar duce toți PSD-iști în turul 2. Nu știu, mai ales tu, că mă pui să fac Baba Vanga ce FIFA fie. Cum adică e Baba Vanga? Până acum faceți de 35 de ani și acum sunteți dintr-o dată Baba Vanga. Nu, Moșu Vanga. Pe Joana îl stimez, am zis, nu dau seama cum, de unde ea, cum creează el la ce. El nu are partid. Ăia din PSD. Tatăl să vine independent, care e problema? Și cine iese la vot pentru el? Cine iese la vot pentru el? Da. Ăia care nu votează pe Ciucă. Hai. Poftim? Hai, lasă. Dom'le, dumneavoastră ați văzut, cercetarea că cea mai mare prezență la vot, fără nicio mașinărie, va fi prezența la prezidențiale? Da. Păi ăia ies. Păi pentru un independent trebuie să stârnească emoția, nu stârnește mai ales. Nu stârnește emoția, dar n-au pe cine să aleagă. De ce? Păi pe Ciucă stârnește emoția. Nu stârnește. Dar ce stârnește? Bazează, mila. Nu fă mișto de mine. Dar nu se bazează pe armata de partid. În primul tur, PSD-iști vor ieși să voteze, cum le zice, activul. Nu partid. Iese, domnule, niciodată. Bine, mă mărăte, acum te păi bun, înseamnă că la capitală ar trebui să câștige Cârstoiu. Știu, eu poate câștigă, de unde știi că nu? Păi discutăm imediat și de capitală. Nu, că, dar lasă că asta rămân, le dăm. Profețiile, hai, te rog, eu nu fac nicio profeție. Eu vă spun ce nu cred. Nu mă cer cu tine dar ce nu va certăm. Eu vă spun ce credem. Sau, spune fiecare ce crede și vă vedea eu septembrie. Eu te-am spus că eu nu cred nimic. Bun, la capitală? La capitală nu știu cine va fi. O să se retragă Piedbănii și o să fie Cârstoiu. Ah, așa da. Bine, are șanse. Bine. Nu, eu spun așa. Șansa numărul 1 are Nicușor Dan. Da. Așa am zis și eu, dar... Păi are 30% USR-ul și aia sunt dacă se retrage... cei mai talibani. Stați o secundă. Și ce mai ia de la unul la altul, că nu toți aia din PSD-PNL votează cu Cârstoiu, ba votează și cu Piedone, ajunge la 40%, pa. Nicușor Dan, favoritul dumneavoastră... În ce zi suntem azi? Iese primar. În ce zi? Nu știu, abar la 11... Cât mai e? 11 aprilie. Mai e o lună și ceva mare. Sunt două luni. Ce? Se poate retrage Cârstoiu și atunci poate câștiga Piedone sau se poate retrage Piedone și atunci se bate cap la cap și Piedone, de fapt, se bat cap la cap cu Nicușor Dan. E un oraș trist că l-aleg din nou pe Nicușor Dan. În ce zi suntem azi? 11 aprilie. Da? În 11 aprilie 2014 știai că va candida Iohannis? Nu. Nu. Nici nu-ți imaginai. Eu vorbesc de candidații care sunt acum. Păi nu mă, eu vorbesc, eu de unde să știu. Dom'le, tot așa, dacă eram atunci, o analiză. Dacă eram în emisiune, tu ai fi pus pariu cu mine că nu, câștigă Crin. Bineînțeles, v-am cerut o analiză cu candidații care sunt. Da. Că nu discutăm și în... Și eu spun că dacă aș fi fost în la... Reacție fuge alufirea. E imposibil să retragem acum pe Cârstoiu. Dom'le, apropo de mașinăria PSD, lăsați telefonul, că mai avem 5 minute.
S-a dus Cristoiu până gara de nord, sau nu s-a dus, și l-au întrebat aia, domnule, ce ai de gând cu gara de nord? Știți ce a zis, da? Ce a zis? Da, știu povestea, a scris da. Mulți, știu. Și ei l-au contrazis, știu, și... Păi nu, dar că are mașinăria în spate la dispoziția lui, da sau nu? Nu. Păi Nicușor face exact ce n-a făcut 4 ani de zile. Se duce cu bărcuța pe lac, inaugurează o floricică, a adus 2 tramvaie și 3... Mă restul că nu știu. Nu are. E infantil până la capăt. Habar n-am. Poate că l-a pus pahonț, așa cum se spune, pe și... Pe Cristoiu. Și cum adică? Întreabă dacă este candidatul pahonțul și el a zis că nu, nu sunt candidatul pahonțul, dar ne cunoaștem. Suntem... Eu am spus... De unde îl cunoaște pe pahonțul? Noi de ce nu-l cunoaștem pahonțul? Alo! Dumneavoastră ce nu cunoaște domnule pahonțul? Acum iar ai luat-o pe rază. Noi discutam de faptul că în legătură cu el... E un mister, nu trebuie să ai mașinărie ca să nu faci asemenea prostii.